Iată cum poți prepara formula de lapte Aptamil în doar câțiva pași simpli. Înainte de a începe pregătirea formulei de lapte, spală-te bine pe mâini. Sterilizează ustensilele pe care le vei folosi la prepararea laptelui și igienizează suprafața de lucru. Apoi, verifică atent marginea și conținutul ambalajului. Asigură-te că acestea sunt curate și că nu există depuneri nedorite. Fierbe apa potabilă timp de 5 minute și apoi lasă-o la răcit până ajunge la aproximativ 37 de grade Celsius. Toarnă apa fiartă și răcită, necesară pentru o masă, în cănuță. Respectă dozarea corectă a apei înscrisă pe ambalaj. Măsoară pudra numai cu lingurița ce se regăsește în interiorul cutiei și nivelează atent folosindu-te de marginea din interiorul cutiei. Nu presa excesiv pulberea din linguriță. Adaugă în apă cantitatea de pudră necesară, conform tabelului de dozare. Adăugarea unui număr de măsuri necorespunzător poate afecta sănătatea copilului. Închide cănuța și agită-o imediat, vertical și viguros, timp de 10 secunde, pentru a dizolva toată pudra. Înainte de a-l oferi celui mic, verifică temperatura laptelui preparat pe încheietura mâinii tale. Pentru a afla informații detaliate despre prepararea formulei de lapte și tranziția la o nouă formulă, intră pe aptanutricia.ro.